Ediția din acest an a Festivalului Medieval Ștefan cel Mare din cetatea de Scaun a Sucevei a înregistrat un aflux considerabil de spectatori, depășind cifrele de anul trecut, cel puțin în primele două zile ale evenimentului. Vineri și sâmbătă, numărul biletelor vândute a fost cu câteva sute mai mare față de aceeași perioadă a ediției precedente. Dacă sâmbătă după amiază canicula a ținut departe o parte din spectatori, situația s-a îmbunătățit semnificativ spre seară, când numărul vizitatorilor a crescut considerabil. Tot este foarte frumos, pentru noi e prima dată când ajungem în zonă, dar ne simțim foarte bine. Acest an, festivalul a reunit 38 de trupe și aproximativ 550 de artiști pasionați din 7 țări din Europa Centrală și de Est, ușor peste nivelul din 2022, când au participat 34 de trupe. Festivalul a debutat joi, 15 august, cu tradiționala paradă medievală pe străzile Sucevei, din Opcini până la cetatea de Scaun. It's our second time that we arrived to Suceava and really like it first time and we are looking forward of second time here.